Bună, dragii mei, și bine ați revenit în bucătăria mea. Eu sunt Maria, iar astăzi vom face împreună o prăjitură cu mere, o prăjitură pufoasă și delicioasă. Pentru umplutură avem nevoie de 4-5 mere, dacă sunt mai micuțe folosiți 5, dacă sunt mai mari folosiți doar 4, o lingură de zahăr, 2-3 linguri de dulceață de caise, dacă preferați altfel de dulceață folosiți un alt fel de dulceață, zeama de la o lămâie și scorțișoară. Pentru început, curățăm merele, tăiem mărul și eliminăm semințele și partea aceasta tare. Toc merele în bucăți potrivite. Pun merele tocate într-o tigaie. Peste mere adaug o lingură de zahăr, storc și lămâia și o adaug peste mere. Am pus tigaia cu merele pe foc și le las să se gătească până se înmoaie. Merele s-au gătit, s-au înmuiat, opresc focul, adaug scorțișoara, amestec totul foarte bine, adaug și dulceața. Și amestec. Pentru blat avem nevoie de 220 de grame de făină, 180 de grame de zahăr, 3 ouă, 100 de grame de lapte, vă spun în grame pentru că eu l-am măsurat în grame, 90 de grame de ulei de floarea soarelui, un pliculeț de praf de copt și esență cu aromă de vanilie. Într-un bol sparg ouăle. Adaug zahărul și bat totul foarte bine până se formează o spumă densă și deschisă la culoare. Acum adaug uleiul în fir subțire și amestec în continuare cu mixerul. Adaug și laptele. Adaug esența de vanilie. Într-o sită pun făina și praful de copt și o cern și pe ea în compoziție. Și mixez totul până încorporez făina foarte bine. Am aici o tavă tapetată cu ulei și făină. Tava are dimensiunile de 26 x 18 cm și pun jumătate din compoziția de blat. Nivelez și pun blatul la cuptor pentru 12 minute la 180 de grade. Am scos prăjitura din cuptor, peste prăjitură pun crema de mere, umplutura, pe care o nivelez într-un strat uniform, adaug și restul de aluat, nivelez să acopăr toate merele și pun prăjitura la cuptor pentru 15-20 de minute sau până când este rumenă și frumoasă deasupra. Trec cu un cuțit sau cu o spatulă de jur împrejur, așez un platou deasupra. Întorc și așa arată prăjitura scoasă din tavă. Arată minunat și miroase minunat. Presar zahăr pudră și prăjitura este perfectă pentru a fi servită. Este absolut genială. Sper să încercați și voi rețeta, să vă placă. Dacă ați încercat-o, aștept părerile voastre în comentarii. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!